Pesimezele holului centrului comercial Big and Small din municipiul Câmpul Lung au fost expuse o serie de picturi realizate de membrii Cenaclului de Arte Plastice Ide Negulici. Lucrările au avut ca temă sosirea primăverii și ziua femeii. Primăvara e un anotimp, unul dintre cele patru anotimpuri, dar foarte frumos și care se calează într-un fel cu sufletele noastre și în principal ale doamnelor, pentru că primăvara sigur începe cu luna martie, dar ea se confunde într-un fel cu ființele feminine de lângă noi, ca să zic așa, cu consoartele noastre, cu doamnele, cu domnișoarele, cu tot ce înseamnă feminism în ansamblu. N-aș vrea să spun decât câteva cuvinte, pentru că subiectul ăsta al primăverii, cel puțin din punct de vedere al artei plastice, este foarte vast și câteva ipostaze, înțeleg 40 de tablouri aici transimează, sunt poate puține, poate suficient de mult să vă faceți o idee asupra stilului membrilor Cenacului Negulici și în urma a sentimentelor pe care artiștii noștri plastici îl transferă către dumneavoastră, către privitor. 14 pictori mușceleni au adus un dar vizual celor prezenți la vernisarea expoziției. Având ca temă simboluri cromatice de primăvară, artiștii au expus flori, peisaje și portrete. Eu mă bucur că particip la această expoziție. Este un moment foarte frumos cu venirea primăverii, ziua femeii. Și asta înseamnă speranță, bucurie. Dedic cu mare drag lucrările mele și cred că și colegii mei, doamnelor și domnișoarelor. Și, în primul rând, ne doresc sănătate. Ca totul să iasă bine și cei prezenți să se bucure pe deplin de frumusețea primăverii, Mariana Filipescu a interpretat o piesă care a încântat auzul atât celor prezenți la eveniment, cât și celor care se aflau în trecere. Dumnezeu a agregat femeia ca pe o substanță care a generat frumusețe, inteligență, simț artistic, sensibilitate, putere, simțul responsabilității și munca. Dacă nu vorbim noi despre noi, atunci și ne mulțumim și bărbaților care ne-au elogiat în această zi. Această expoziție a fost făcută pentru luna noastră. Este în omagiul femeii care, femeii bunice, femeii mamă, femeii soră, femeii prietene. Marie, Marie, ia să-mi spui tu mie, Maria Chirtoacă și Livia Oprescu au recitat câteva poezii din creațiile proprii. Mama, cea mai dulce floare, mama, cel mai dulce cânt, mama, ultima suflare a iubirii pe pământ. Doar iubirea mamei are zeul său nemuritor, când din lumea lui răsare, nu ne mai oprim din dor. Uneori, acolo în zare, unde norii umblă în vânt, văd o mamă iubitoare și de dorul mamei cânt. Următorul eveniment cultural se va desfășura la sfârșitul acestei luni la Galeria Arta, acolo unde oamenii de cultură și prietenii pictorului Gheorghe Paulian îi vor aduce un pios omagiu.